Salut, băieți și fete! Bine v-am găsit la un nou episod de Sound Podcast din ăștia, trebuie să întâmplăm pe un nume, deci da. Deci, cum am îmbrătisat Rusia, fascismul, în timp ce predică opusul războiului din Ucraina, prezentat ca o cruciadă antifascistă. Pentru a scăpa lumea de moștenitorii lui Hitler. Deci, da. Deci, atent. E foarte lungă. Lista pe ziare pandcamp.com. Chestii astea, bla bla bla. E leu. Insane de lung. Deci am intrat eu frumos aici să văd și eu, să mai fac un nou clip din asta unde frumos este despre știrea sa prin chestia de pe România, prin lume, chestia astea, deci și am uitat, m-am intrat aici și văd așa despre cum am bretisat Rusia fascismul. Și mă duc în jos. Holy shit, holy moly macaroni, che machia. Nu vine să cred. Cât de lung e, bă, fratele meu, deci da, e foarte lung, insane, deci acum să încerc să nu mai fac pauza asta la. Și în plus, e problema asta e dacă fac mai mult, dacă am oprit acum filmarea, se închid obiectul și le pornesc. Deci, porcărie foarte, mă, nu știu ce se... Are prea multe elemente laptopul meu, cred că asta e problema. Nu știu, dar oricum e porcărie, e mare. Cu obiectul ăsta e zale cu obiectul ăsta. Deci, acum hai să închep știrea des. Deja au trecut 2 minute și n-am făcut prea mare lucru, deci da. Când Vladimir Putin a venit pentru prima dată la putere, la începutul mileniului, una dintre principalele provocări cu care s-a confruntat a fost nevoia de a repara mândria națională rusă, minimalizată după un deceniu de turbulențe post-sovietice, marcate de colaps economic și dezvăluiri nefârsite ale crimelor împotriva umanității din epoca sovietică. Soluția lui Putin a fost dezarmat de simplă, dar extraordinar de eficientă. El s-a propus să revigoreze patriotismul rus prin conturirea unei din identități naționale moderne, în jurul rolului Uniunii Sovietice în frângerea Germaniei naziste, în timp ce cel de al doilea război mondial a jucat întotdeauna un rol proeminent în modelarea fizicului național sub Putin, a urcat pe noi culmi. Ca moment definitoriu în istoria Rusiei, departe de a le fi rușine de trecutul lor sovietic, rusilor li s-a spus acum că ar putea fi mândri că aparțin unei națiuni învingătoare, în loc să se oprească asupra milioanelor de victime nevinovate uchise în timpul erei lui Stalin. Ei trebuie să onoreze eroismul drept al efortului de război sovietic, dar această venerare a experienței sovietice din cel de-al doilea război mondial s-a dovedit extrem de populară în rândul publicului rus. În ultimele 2 decenii a evoluat într-un cult che cavas religios complet, cavas, che mai sia sta, mă rog, cavas religios complet, cu propriile ritualuri, lesic, monumente și zile sfinte. În 2022 a primit chiar și propria sa catedrală, ca în orice religie. Erezia
Nu este tolerată. Erezia nu este tolerată. Abaterile de la narațiunile aprobate oficial ale națiunii învingătoare sunt supuse urmăririi penale, iar blasfemia este tratată fără milă. În Rusia lui Putin nu există o crimă mai mare decât a pune la îndoială caracterul sfânt al victoriei sovietice asupra Germaniei naziste. Regimul creptocrat al lui Putin a folosit acest cult al victoriei pentru a stabili iluzia unui angajament ideologic în lupta împotriva fascismului. În conformitate cu această postură antifascistă a oponenții actualelor autorități ruse sunt de obicei catalogați drept fasciști și naziști. Aceste etichete vagi, dar pline de un patos naționalist, au fost atașate unei game amenințătoare de adversari. De la dizideți la vechini recalcitranți. Nicăieri fișarea Rusiei moderne, privind fascistii fantomă, nu este mai evidentă decât în politica Kremlinului. Față de Ucraina, de ani de zile, Moscova a echivalat identitatea națională ucraniană cu fascismul, în timp ce a descris agresiunea rusă în Ucraina ca pe o continuare a luptei împotriva Germaniei naziste. Afirmațiile absurde ale Kremlinului ignoră realitatea incomodă că Ucraina de astăzi este o democrație cu un președinte evreu ales popular și o periferie de extremă dreaptă, care nu reușește constant să asigure mai mult de 2% în alegerile naționale. În schimb, publicul rus este încurajat să o considere actuala invazie a Ucrainei ca pe o cruciadă antifascistă pentru a scăpa lumea de moștenitorii lui Hitler. Eforturile Moscovei de a prezenta războiul din Ucraina ca pe o betelie împotriva nazismului au fost batjocorite de pe scară largă și respinse complet de comunitatea internațională. Aceste pretenții antifasciste sunt și mai ridicole dacă ne gândim la involuția constantă a țării sub Putin. Într-un fascismul în toate regula, într-adevăr, războiul actual din Ucraina i-a determinat pe mulți să concluzioneze că Rusia modernă calcă pe urmele dictaturilor fasciste, cărora pretinde că îi se opune a defini, dacă un regim se califică drept fascist, nu este facil. Într-adevăr, încă din 1944, George Orel, pronunciu cum pot, se plângea că cuvântul fascist a devenit aproape complet lipsit de sens și a fost pur și simplu folosit ca sinonim pentru bully. Cu toate acestea, majoritatea definițiilor fascismului indică un sistem dictatorial de guvernare marcat de naționalism,
militarism, xenofobie, revizionism și expansionism. Rusia lui Putin bifează fără îndoială toate aceste cazete. Rusia și-a încheiat tranziția de la autoritarism la dictatură în urma modificărilor constituționale adoptate în 2022 printr-un referendum fals care i-a permis lui Putin să rămână la putere până în 2036. Acest lucru a confirmat statutul său de președinte pe viață și a stins orice speranță persistentă cu privire la posibilitatea viitoarei evoluții democratice a Rusiei. Din 2022, opoziția politică, mass media independentă și toate formele de protest public au fost supuse unor noi niveluri de suprimare în Rusia și au fost zdrobite fără milă. Acest proces s-a accelerat în ultimele luni, deoarece Kremlinul a încercat să reducă la tăcere opoziția internă. Față de războiul din Ucraina, legile draconice de cenzură au introdus responsabilitatea penală pentru orice abateri de la narațiunea oficială a guvernului privind o operațiune militară specială pentru nenazificarea Ucrainei. Între timp, discursele lui Putin pentru a justifica invazia au reflectat din ce în ce mai mult retorica regimului fasciste din secolul XX al 20-lea, cred că asta înseamnă. Aceasta au inclus apeluri pentru purificarea națiunii și denunțuri vicioase ale trădătorilor naționali. De-a lungul domniei sale, Putin a mobilizat în mod constant naționalismul toxic ca element cheie al dictaturii sale. Acest proces a început încă din primele zile ale președinției lui Putin, când liderul de la Moscova a readus imnul național sovietic de atunci, a continuat să capete, având potrivit Atlantic Country, sau cum s-ar pronunța. După Revoluția Portocalie din 2004 din Ucraina, Kremlinul a îmbrățișat naționalismul conservator ca o garanție împotriva oricăror revolte similare pro-democrație. În interiorul Rusiei, acest lucru a dus la formarea unor grupări precum Nasi, un grup de tineri virulent naționalist pro-Kremlin, care a fost comparat pe scară largă cu tineretul hitlerist. Pe lângă cultul victoriei menționat mai sus, în jurul celui de al doilea război mondial, Putin a sporit de asemenea rolul Bisericii Ortodoxe Ruse în viața națională. Se a promovat ideea Rusei ca o civilizație distinctă. Naționalismul fulgerător al erei Putin a fost însoțit de un militarism în creștere, susținut de absolut oricine. De la filme și seriale TV, la sărbători legale și programa națională pentru școlari, starea de spirit militaristă din țara a reflectat realitățile politicii
externe a lui Putin, Rusia fiind în război cu o mare parte a domniei sale, înainte de actuala invazie pe scară largă a Ucrainei. Țara a purtat o serie de războaie în Chechenia, Georgia, estul Ucrainei și Siria. Acest militarism este acum promovat și mai mult în Rusia prin utilizarea literii Z, care a apărut ca simbol al războiului lui Putin în Ucraina, după ce a fost folosită pentru a identifica vehiculele din cadrul forței de invazie rusii. Invazie. Forțe de invazie. Rusii sunt încurajați să afișeze Z ori de câte ori este posibil, pentru a se arăta sprijinul pentru război. Eforturile de a genera sprijin popular pentru efortul de război par să funcționeze. Un sondaj recent realizat de singurul institut independent de sondare din Rusia, Centrul Levada, a constat că 81% dintre ruși susțin invazia. Această constatări sunt confirmate de un flux constant de videoclipuri și postări pe rețelele de socializare în sprijinul războiului. În același timp, protestele rusești antirezboi nu au reușit să adună niciun în plus și, în schimb, au rămas dezamăgitoare. Pe măsură că Rusia lui Putin s-a apropiat de definitivele tradiționale ale fascismului, regimul a îmbrătișat din ce în ce mai mult narațiunile xenofobe, menține să dezumanizeze ucranienii ca fiind cel mai important inamic național al serii. Într-adevăr, un eseu publicat de Putin însuși în iulie 2021, care neagă dreptul Ucrainei de a exista și susține că rusii și ucrainienii sunt un singur popor, doar a pus în scris convingerile raziste pe care l-a susținut liderul rus de multă vreme, pe lângă faptul că îi înfățișează pe ucrainieni drept naziști și extremiști. Propaganda rusă a respins de multe vreme legitimitatea Ucrainei ca stat independent și a respins întregul concept al unei identități naționale ucrainiene, separate ca un complet străin, menind să diviseze și să slăbească Rusia. Această retorică anti-ucraniană a escaladat alarmant în ultimele luni. În ajunul războiului actual, Putin a condamnat Ucraina ca fiind o anti-Rusie intolerabilă, condusă de neonaziști și dependenți de droguri, și a acuzat Kievul că ocupă ținuturi istorice rusești. În condițiile în care Moscova se confruntă acum cu eșecuri militare neașteptate și suferă pierderi dureroase pe câmpul de luptă, amenințările îndreptate împotriva Ucrainei au devenit o caracteristică de zi cu zi a mass mediei ruse controlate de Kremlin. Obiectivele revaniste ale politicii externe a lui Putin se potrivesc îndeaproape cu șablonul fascismului și reflectă direct agenda revizionistă urmărită de Adolf Hitler, cu aproape un secol mai devreme, la fel ca liderul nazist dinaintea lui Putin. S-a exprimat deschis dorința de a contesta ceea ce el vede drept verdictul nedrept al unui război pierdut. În timp ce Hitler a căutat să anuleze
Trattato della Versailles. Obiectivul lui Putin a fost să inverseze rezultatul războiului urechi. Ambii dictatori și-au încadrat politicile expansioniste ca misiuni sacre de a salva rudele etnice de separarea artificială și opresiunea străină. Putin se referă la destrămarea URSS drept dezintegrarea Rusiei istorice. Se încarcă să reunească ceea ce el consideră moștenirea de drept a Rusiei. În primul rând, aceasta înseamnă recucerirea Ucrainei, conducătorul rus a căutat să-și justifice politica externă agresivă, susținând că mari părți ale Ucrainei de astăzi au fost atăsate teren în mod eronat de Vladimir Lenin în primii ani ai Uniunii Sovietice. Cu alte cuvinte, actuala invazie este doar cea mai recentă și extremă expresie a obiectivelor expansioniste. De lângă durata lui Putin, rezultatele dezastruoase ale coborârii Rusiei în fascism sunt acum clare pentru toți. Pe lângă faptul că a transformat Rusia într-o dictatură, Putin a declanșat un război de anihilare în Ucraina vecină, pe care atât președintele american Joe Biden, cât și predecesorul său Donald Trump i-au condamnat drept genocid. Crimele de război ale Rusiei din Ucraina au îngrozit publicul global, dar atrocitățile la care asistăm acum n-ar trebui să fie o surpriză. Dimpotrivă, ele sunt consecință logică a unui regim dictatorial care a îmbrătișat cu entuziasmant naționalismul, militarismul, expansionismul și xenofobia anti-ucraniană de mulți ani. Comunitatea internațională trebuie acum să răspundă de urgență la amenințarea gravă reprezentată de fascismul rus înainte de a fi prea târziu. Asta înseamnă escaladarea dramatică a sancțiunilor, oferind în același timp Ucrainei armele de care are nevoie pentru a se apăra. Vladimir Putin pretinde că denazifica Ucraina democratică. Dar, în mod clar, Rusia însăși este cea care cere denazificare. Ăsta a fost episodul, băieți și fete. Deci, da, foarte, 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 foarte lung. Da. Aici, pe ziare.com. Cum comp. Deci, da. Foarte, deci, foarte lung și interesant și chestii din astea. Deci, da. Despre dictatorul acesta modern și acum Europa are doi dictatori. Nu ne ajunge la din nu ne ajunge la din Belarus, mai ne trebuie și unul în Rusia. Rusia care e pe locul 2, care mai puternic, care are este pe locul 2 dintre care mai puternică țară din lume. Eu cred că chinezii ar merita să fie pe locul 2. Chinezii merită să fie pe locul 2. Rusii. Ăștia nici pe 3, nici pe tinți numeric ăștia să fie. Între cei mai puternici. Deci, da. Asta a fost episodul. La revedere, pe sufletea. Sper că v-a plăcut. And remember, like and subscribe.
or else smash that button now.